Ne v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Învață Românește. Mă bucur să vă am musafir și de această dată la emisiunea mea. Evident că și astăzi, ca întotdeauna, ne ocupăm de greșeli din presa centrală și națională, dacă o să observați domniile voastre cu mândrie extraordinară pe frontispiciul ziarilor respective apare cuvântul național. Dar, din păcate, respectul pentru limba națională nu este tot acolo pe frontispiciu. Respectul pentru limba națională îl vedem în conținutul ziarului. Mai degrabă vedem lipsa de respect decât respectul. De aceea, iată că încep prin a-l cita pe Radu Magdin. Dacă tot majoritatea parlamentară a dat un guvern mandatat să fie mai prezent la masa Bruxelului și mai mândru că poziționare în plan extern, să facem asta ca la carte. Da, sigur că n-ați înțeles nimic, nici eu n-am înțeles nimic într-o primă fază, dar după eforturi stăruitoare am încercat să înțeleg despre ce este vorba. Deci, să fie un guvern și mai mândru că poziționare în plan extern. Și poziționarea asta în plan extern să o facem ca la carte. Apoi, oameni buni, aici eu am o problemă. Bruselul ăsta nu este în România. Bruselul ăsta este tot în extern, da? relațiile cu Bruselul, cu Uniunea Europeană, sunt relații privilegiate ale statului român cu uh, principalul său aliat, cu frații și surorile sale, să zic așa, din Uniunea Europeană. Frați și surori spre care am tânjit noi de la 1848 încoace, de la 48, cum spunea Nene Iancu, nu? Tot ne chinuim noi să ne alăturăm, iată, fraților acestora europeni, și nu știu cum se face, că de fiecare dată când ne lipim o leacă de ei, pac vine un vânt, așa, de la răsărit și ne dezlipim de, de Europa occidentală, și iarăși simțim crivățul din partea uh, Moscovei, să zicem așa, ca și în zilele noastre. Dar aici eu nu înțeleg cum vine asta mai mândru că poziționare în plan extern? Cred că era acolo mai mândru ca poziționare. Acum, sigur, în loc de că trebuia ca, e clar, acolo autorul n-a fost atent. Dar eu știți ce nu înțeleg? Nu înțeleg chestia asta cu mândria. Adică cum noi suntem mai mândri cum ne-am poziționat acum față de Bruxelles, nu cum ne-am poziționat în 2007, atunci când am intrat alături de, să spunem, celelalte 28 state din Uniunea Europeană. Asta este problema, că eu din ce văd acum, nu mai mândrie nu văd, din contra văd niște lovituri surde așa pe la spate care să ne îndepărteze de Uniunea Europeană și iată cum domnul Radu Magdin ne aburește să zicem așa și în loc să facem ca această legătură să fie una ca la carte cum spune domnia sa această legătură este una cu scâncete, uneori cu să zicem așa, replici birjărești și chiar mărlănești, ca să nu fiu, știți, lipsit și eu de o anumită aciditate, zic așa, pentru că aș vrea să spun o legătură cinstită cu celelalte țări din Uniunea Europeană și chiar cu demnitarii Uniunii Europene și cu Parlamentul European și cu Comisarii European. Cred că una de bun simț ne-ar trebui, știți, o analiză așa, cât de cu bun simț suntem noi față de Uniunea uh, Europeană. Uh, apoi, sigur, de bună guvernare nu mai zic nimic de partea internă, că tot zic așa și degeaba zic. Citez mai departe un alt mare savant, da, care este doamna Alina Mungiu Pipiti. Nu zic mai mult, că Așa, mă apucă mânia. Uh după ce ai susținut o viață întreagă democrația, știți, de aici vine mânia mea, ai susținut în, în, o viață întreagă democrația, legalitatea, egalitatea tuturor cetățenilor în drepturi, acum doamna Mungiu Pipidia are o problemă cu justiția din România și așa mai departe, care da, face altceva decât crede domnia sa că trebuie. Eu aștept ca justiția românească să-i prindă pe hoț și cu asta basta. N-am nicio înțelegere pentru cei care fură, și nu cred că este cineva dintre cetățeni care să aibă o înțelegere pentru cei care fură. Gata. O citez. Seamănă cu crema de brânză care îi place filozofului, și a cărei absență de pe rafturile de la mega îi provoacă deprivare. Deprivare. Am scris cuvântul aici privare, să vedeți că el ar putea exista în limba română, nu este cuv cuvântul de deprivare în dicționarele noastre, dar este a depriva adică a interzice cuiva ceva la care are dreptul, a lipsi un bolnav de medicamente, de o viață corespunzătoare ca să se însănătoșească, da? Nu despre asta era vorba aici însă, nu? Care îi provoacă deprivare, ci care îi provoacă deprimare. Am să scriu paronimul alături, da? Deprimare. Sper că am scris bine așa, de primare care este un paronim. Observați că s-a înlocuit v de aici cu m. Cred că asta este și greșeala pe care o face probabil doamna Mungiu Pipide, pentru că m și v sunt pe respectiva grilă foarte apropiate și probabil le-a a, a făcut confuzie. Nu știu cum este pe grila de la telefon, că articolul pare scris pe telefon, dar asta e o altă poveste. Da, sunt tastaturi speciale și pentru, și pentru telefonul mobil. Deci se poate lua o șmecherică din aceea cu tine în avion și când mergi șapte ore de la Frankfurt până la New York, să zic că ai tot timpul să scrii și să corectezi un articol dacă ai tot ce trebuie pe telefonul respectiv. Așadar, Iată că doamna Mungiu nu este atentă la scris, mănâncă litere sau schimbă litere aiurea și mai pune și virgule unde nu trebuie. De exemplu, în fața lui și până și copiii de clasa 1 știu, doamna Pipidi, că nu se pune virgulă în fața lui și. Deci, recitesc ca să vedeți greșeala. Seamănă cu crema de brânză care îi place filozofului, virgulă, și a cărei absență de pe rafturile de la Mega îi provoacă deprimare. Da? Am zis eu acolo ca să înțelegeți domnia voastră. <coughs> Rămân tot la doamna Mungiu Pipidi și mai adaug un citat. Că PSD a colecționat atâția falși. Doctor, virgulă e una. Observați că domnia sa are pasiunea aceasta de a pune virgulă între subiect și predicat. De data aceasta, evident că subiectul este exprimat printr-o subiectivă, o propoziție subordonată subiectivă ca să mă înțeleagă și elevii de clasa 8, -a, da? Deci, nici subiectiva nu se desparte prin virgulă, oameni buni. Domnia sa probabil că va trebui să reia puțin manualul de clasa a șaptea, nu? Și să se mai uite acolo la semnele de punctuație, să se mai uite acolo și la celelalte reguli de scriere. Dar asta o privește pe domnia sa, nu sunt eu în măsură să-i dau sfaturile. Eu mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați domniile voastre, vă rog frumos, să-mi lăsați sugestiile, observațiile, criticile la cele susținute de mine în emisiunile Învață Românește. Aceste critici le puteți lăsa pe pagina mea de Facebook, unde este foarte simplu de accesat, de aceea o și spun de fiecare dată, sau pe pagina emisiunii Învață Românește la TV Plus Suceava. Mă opresc aici, oameni buni, rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa, dragi copii.